Bună ziua! În acest clip am pregătit brioșe cu afine. Este o rețetă ușor de pregătit. Pentru aceasta avem nevoie de zahăr, lapte, făină, trei ouă, un praf de sare, ulei, afine, cam o mână de afine sau mai mult, cum doriți dumneavoastră, forme pentru brioșe, hârtie pentru brioșe, esențe de lămâie, esențe de vanilie și un pliculeț de praf de copt. Am spart cele trei ouă, le-am pus într-un bol cu un praf de sare, și le-am bătut, apoi am pus o cană cu zahăr, aceeași cană cu lapte dulce, trei sferturi din aceeași cană cu ulei de floarea soarelui. Am amestecat totul foarte bine, apoi am pus și afinele, esențele de lămâie și de vanilie și făină jumătate de kilogram, puneți în ploaie, apoi pliculețul de praf de copt, am amestecat totul foarte bine. Între timp am dat cuptorul la 200 de grade să se încingă, am pregătit formele pentru brioșe cu hârtiele pentru brioșe și am dat la cuptor la 180 de grade, să aveți mare grijă pentru a nu se arde. Cam așa arată produsul final. Vă invit să încercați și dumneavoastră rețeta dacă aveți afine prin frigider și nu știți ce să faceți cu ele. Eu am fost Adina, vă aștept și cu alte rețete pe canalul de YouTube. Aici aveți câteva imagini din casa noastră împodobită. Să aveți sărbători fericite în continuare, vă aștept și cu alte rețete. La revedere!